Rahat! Am răsucit volanul spre dreapta, făcând anvelopele să țipe în semn de protest. Un claxon adânc a bubuit puternic, aproape rupându-mi timpanele, iar interiorul a fost momentan luminat de faruri albe și aspre. Pentru o fracțiune de secundă, viața mea a trecut prin fața ochilor, apoi am simțit cum mă bruschează de nivelările de pe marginea plină de iarbă a drumului. Autovehiculul pe 18 roți care virase pe banda mea m-a ratat cu mai puțin de un metru, trecând în ceață la ceea ce a trebuit să fie 110 km h sau mai mult. După o fracțiune de secundă în care mi-am recăpătat respirația, am coborât comutatorul de la geamul șoferului și am scos capul în ploaia torențială. Ticălosule! Am țipat la camionul de exploatare forestieră care se retrăgea, deși știam că șoferul nu mă va putea auzi. O clipă mai târziu, vocea unei femei revoltate a răsunat din difuzoarele Chryslerului 300 pe care îl închidiasem. Poftim? Recăpântându-mi mințile și amintindu-mi că fusesem în mijlocul unui apel telefonic, m-am așezat înapoi confortabil pe scaun. Nu tu, Erin, am spus cu scuze. Dar nu ai auzit agitația de la capătul meu de linie? Aproape că am fost împroșcat în fața unui tir, al unui cretin care s-a rătăcit pe partea mea de drum. A fost un moment de tăcere în difuzoare, apoi agentul meu a scos un mix fărăit. Ei bine, nu e așa că e grozav? Trebuie să iubești idioții de pe șoselele în zilele noastre. Am luat un tol mai moale. Mă bucur că nu ai avut accident. El, nu am chef să-mi pierd cel mai bun client și prieten apropiat dintr-o dată, a râs. Mă ajută să mă relaxez că știu că pasă." am recunoscut. Apoi, după ce mi-a scos pentru un moment tensiunea din mușchi, am tras mașina înapoi pe șosea și am continuat drumul. Era iarna anului 2022, iar eu mă îndreptam spre o sesiune de autografe în Seattle, de unde locuiam eu în Gold Beach, Oregon. Sunt un scriitor care tocmai intrase în topul celor mai bine vândute cărți din New York Times cu romanul meu de debut și, ca atare, eram la începutul turneului meu de autografe care avea să mă ducă prin toată țara. Evident, deoarece mulți oameni și-ar da seama rapid cine sunt dacă mi-aș folosi numele real, l-am schimbat alături de altele. Erin, agentul meu literar, îmi sugerase să zbor în Seattle de la aeroportul din North Bend, dar eu sunt o persoană care are o anxietate majoră față de zbor încă de la atacurile din 11 septembrie 2001. Așa că, în schimb, știind că nu cumpărasem încă o mașină nouă care să o înlocuiască pe cea destul de șubredă și stricată, mi-am aranjat o mașină de închiriat și am început drumul de aproape 7 ore și jumătate spre nord. Nu ar fi trebuit să am de-a face cu imbecilii ăștia de pe autostrada 5 dacă nu s-a fi blocat din cauza accidentului, a murmurat. Ei bine, tu ai fost cel care a vrut să conduceau. vocea mustrătoare a lui Erin s-a auzit prin difuzare. Ai vreo idee unde te afli? Am o privire la harta GPS pentru ceea ce trebuie să fi fost a oară. Ecranul aproape că părea să se clatine, săltând în timp ce antena de deasupra mașinii încerca să comunice cu un satelit care orbita deasupra. Ahat, Uh, nu, sistemul ăsta stupid de navigație se pare că e praf, am pufnit. Cam atât despre Enterprise, ca fiind o companie bună de închiriere auto, am privit înapoi în sus, la timp, pentru a vedea cum trece un semn cu simbolul benzinei. Îți mulțumesc, doamne, pentru micile favoruri, m-am gândit. Uh, Hei, în curând va apărea o benzinărie. Oricum sunt un pic cam sărac, așa că o să opresc acolo și o să cer indicații și apoi te sun când sunt înapoi pe drum, ok? S-a auzit un oftat în difuzoare. Bine, doar că te rog, încearcă să nu stai prea mult. Editorii nu-i va plăcea dacă mâine vei apărea târziu la prima ta sesiune de autografe, a spus ea. Voi ajunge cât de repede pot, a spus el liniștitor. Apoi am apăsat butonul roșu de deconectare de pe volan, punând capăt cu vorbirii. Am lăsat să iasă un ofta de ușurare. Erin fusese salvarea mea și fusese cea care mi orchestrase contractul, inclusiv un avans foarte frumos, dar după o vreme a devenit obositor să am de-a face cu ea. Am uitat pe parbriz la șoseaua cu două benzi din fața mea, savurând liniștea, cu excepția ploii care lovea parbrizul mașinii, a ștergătoarelor de parbriz care disipau apa și a cauciucurilor de pe trotuarul umed. Pentru încă câteva minute tot ce am văzut au fost copaci nesfârșiți care se împingeau în apropierea drumului. Aproape că pădurile se îmbrâncesc să vadă cine trece pe lângă ele cu mașina. Apoi, aproape ca și cum gândurile mele ar fi invocat-o, am văzut luminile strălucitoare apărând în față în dreapta, ca un far, o benzinărie. Era în mod foarte clar că se afla aici de foarte mult timp. Aspectul general dădea impresia că era de aici cel puțin din anii 50, dacă nu chiar mai devreme. Am murit când am văzut logo-ul luminat al benzinăriei, legându-se într-un cerc leneș pe stâlpul său. Conturul verde decolorat al unui brontozaur și literele roșii, la fel de colorate, de vreme, care scriau Sinclair, erau unele pe care credeam că nu le voi vedea niciodată în persoană, având în vedere că firma dăduse palimentul câțiva ani în urmă. Nu că nimeni nu i-a spus asta proprietarului acesteia. Am tras la pompă ambele mele trecând peste un fir negru care a făcut ca un clopot clasic ca să sune puternic de două ori undeva departe de ochii mei. Trăgând lângă popa verde, am oprit motorul și m-am relaxat în pielea confortabilă, ascultând ticăitul motorului care se răcea, în timp ce închideam ochii, puteam auzi doar zâmbetul puternic al luminilor fluorescente de deasupra capului și ploaia care lovea în marchiza metalică deasupra pompelor. Am deschis ochii când am auzit că ploaia se oprește și m-am uitat în jur, aruncând o privire la ceasul analogic de pe bord, luminat de deasupra capului. Ora 19.30, trecusele 10 minute. Am suspinat. Haide, omule!" am murmurat, apoi am bătut rapid în claxon. Sunetul puternic al acestui aproape că a părut să spulbere liniștea ca o minge de baseball printr-un geam. Încă nimeni nu a venit. La naiba. Am șoptit. Apoi mi-am desfăcut centura de siguranță și am tras de mâner, folosindu-mă de picior pentru a deschide ușa. Un vânt rece și mușcător mi-a în timp ce ieșeam pe betonul crăpat, făcându-mă să ridic gulerul hainei în semn de răspuns. Am aruncat o privire în jur auzind doar sunetele vântului care bătea prin copaci, greierii ciripind și ceea ce trebuia să fi fost răgnetul unei bufnițe undeva în pădurea de dincolo. Golurile garajului erau deschise și, în lumina îngălbinită de colorată a ceea ce trebuie să fi fost becuri cu incandescență vechi, am putut vedea ceea ce părea fi un Cadillac din anii 50 și un International Scout din anii 70 pe cric, dar niciun mecanic la vedere. Aplecându-mă înapoi în mașină, am apăsat pe claxon, mai mult timp de data aceasta. Din nou, sunetul a reverberat în copaci și în benzinărie, Dintr-un motiv oarecare am tremurat din cauza zgomotului. Aproape că mi se părea un sacrilegiu să tulbur liniștea de aici. Am scuturat din cap. De unde ne-a venit acest gând? L-am scuturat și am așteptat încă un minut sau două. Încă nu era niciun semn de viață. Poate că benzineria chiar era închisă. Gândul era îngrijorător. Nu mai văzusem niciun semn de civilizație, în afară de camionul de exploatare forestieră tâmpit, în două ore și jumătate. Nu știam cât de departe mai era până la următorul oraș sau benzinărie și, oricât de bun fusese Chryslerul la benzină, nu vrea să încerc să conduc mai departe doar cu un sfert de rezervor. M-am hotărât să aflu singur, trântind ușa șoferului cu un zgomot puternic. Ocolind partea din fața a mașinii, am traversat până în dreptul compartimentelor deschise, sunetul pașilor mei răsunând, în noapte. Am aruncat o privire în jur, observându-le eu pe jos și uneltele, Sticlele și furtunurile nepotrivite, aruncate fără menajamente pe bancheta din spate, dar tot nu am văzut pe nimeni. Grozav m-am gândit. Ridicând privirea în sus pentru a vedea cum luna strălucitoare începe să apară după nori. Începusem să mă întorc și să mă îndrept cu pași mari spre ceea ce trebuie să fie un birou sau un magazin, când silueta izbunit pe ușă, făcându-mă aproape să sar din piele. Ah! Am scăpat involuntar, primind în schimb un râs binevoitor, îmi pare rău, domnule, nu am vrut să vă sperii, dar aminte să vă fac să vă așteptați atât de mult. Mi-am reținut respirația, apoi am scos un chicotit, încordat și m-am uitat la bărbat. Părea să aibă în jur de 40 și ceva de ani sau 50, îmbrăcat într-o salopetă Sinclair verde, împodobită cu același dinozaur verde pe peticul din față. Peticul pe partea cealaltă proclama că numele bărbatului era Harold. Părul rămas pe cap, era dat pe spate și mi-a arătat un zâmbet cu dinți, surprinzător de albi și strălucitori. Am ridicat mâna, dându-i o mică clătinare și am scos un râs de ușurare. Nu-ți face griji, omule. Pentru o secundă am crezut că locul ăsta este închis definitiv sau ceva de genul ăsta. Am spus cu fermitate, revenindu-mi în glas. Nu, domnule, doar că sunt doar eu, bătrânelul care lucrează în turele de noapte, a declarat el, ștergându-și în glumă fruntea. Am pufnit și am râs. Omul avea în mod clar un simț al omorului decent. Bănuiesc că ai nevoie de benzină, a întrebat el, schimbând subiectul la afaceri și făcând un gest către mașina mea. Am dat din cap. Da, te rog, dacă ai putea să-i faci plinul, e minunat. El a dat din cap, apoi a început să se îndrepte spre mașină. În timp ce eu alergam înapoi, deschizând portiera șoferului și apăsând butonul pentru a deschide capacul de benzină. Harold a scos un fluier, a scăzut în timp ce a scos pompa din suportul ei. Foarte frumoasă mașină, domnule, a exclamat uitându-se la ea. Pare scumpă. Am ridicat din numeri. E o mașină frumoasă, un Chrysler 300S, dar din nefericire nu este a mea. S-a uitat la mine și a încruntat o sprânceană, în timp ce a introdus duza și a tras de mâner. E închiriată, am adăugat eu repede, realizând că sună ca și cum aș fi furat-o sau ceva de genul ăsta. El a părut să se relaxeze. Ah, asta are sens, a spus el jovial. Este mai frumoasă și mai nouă decât tot ceea ce vedem pe aici, de obicei. A tras cu degetul mare spre garajul deschis. Aș spune că aveți oameni cu gusturi bune pe aici, având în vedere că în spate e un cup de vil din 55. Am spus. El a râs, dând din cap aprobator. Bă, că te pricep la mașini. A scos pe un ton impresionant, aruncând o privire spre la cititorul de pompă. Da, le, le iubesc, am spus eu. El s-a uitat din nou la mine. Uh, deci ești un fel de colecționar de mașini sau pilo um, pilot de curse? A întrebat el. Am clătinat din cap. Uh, nu, mă tem că nu. Sunt un scriitor dar... Și-a ridicat capul, iar ochii lui verzi păreau să scripească în luminile fluorescente. Scriitor? Ei bine, dă-mă, dracu! Nu credeam că voi avea niciodată un scriitor, ci în stil la benzinăria mea! A exclamat el zâmbind. Am dat din cap, simțind cum mă cumprinde ușor un sentiment de disconfort încă nu mă obișnuisem cu reacția pe care o aveau oamenii când aflau de profesia mea. Am insistat mai departe. Ce fel de cărți scrii?" a întrebat el cu entuziasm. Scriu genul horror, sincer. A necunoscut făcându-l să zâmbească larg la aflarea veștii. Horror este stilul meu preferat de cărți?" a spus el. Îmi place totul de la vechii clasici până la Stephen King." M-a privit nedumerit. Câte cărți ai scris până acum?" Am ridicat un singur deget, doar una publicată. De fapt, chiar acum sunt într-un spre o sesiune de autografe publicitare. A dat din cap aprobator, apoi s-a uitat înapoi la pompă înainte de a vorbi din nou. De ce ai văzut vreodată ceva cu adevărat înfricoșător? Am ridicat o smânceană la întrebarea lui. Asta venise venit -se din senin. Ce vei să spui cu asta? Am întrebat în schimb. El a continuat să privească pompele, dar a răspuns. Atât de mulți scriitori de groază despre care am auzit vorbesc despre cum au avut propria lor experiență înfricoșătoare. Fie că e vorba de o simplă sperietură, fie că este vorba de o experiență supranaturală. Este ceea ce îi ajută să scrie povești cu adevărat terifiante. Acum s-a uitat la mine. Fața lui avea un zâmbet care m-a făcut să tresar puțin în sinea mea. Pentru o clipă aproape că părea mult prea larg. Apoi, clipind, mi-am dat seama că era doar un zâmbet obișnuit, deci nu cumva un zâmbet un pic ciudat Luminile trebuie să te fi făcut să vezi lucruri A terminat Deci te întrebam dacă ai avut vreodată O experiență înfricoșătoare Care te-a făcut să scrii acest lucru Pentru o clipă A fost o tăcere între noi În timp ce meditam la întrebarea lui întreruptă doar de țipătul unei bufniți Undeva în întunericul care se aduna Apoi am ridicat din numeri Sincer, nu-mi place să te dezamăgesc Dar nu, am recunoscut mi-a dat o expresie ușor surprinsă. Serios? Am dat din cap, hotărând să fiu sincer cu el. Într-adevăr, ca să fiu complet sincer cu tine, Harold, oricât de mult îmi place horrorul, atât scrisul, cât și cititul și vizionatului, nu mă mai sperie de ceva vreme. Expresia de surpriză părea să crească pe fața lui. Serios? A repetat el. Apoi s-a uitat din nou la pompă. Ce păcat, a spus el. Vocea lui având aproape o urmă de tristețe în ea. Am dat din cap, fiind nevoie să-i dau dreptate. Așa este. Îmi place să mă sperii de un film sau de o carte bună de groază, dar pe măsură ce am îmbătrânit, parcă, știi tu, a dispărut acest sentiment. Acum scriu doar ceea ce știu că altora le este frică, așa cum am făcut cu prima mea carte aici. Dar sincer, când scriu, nu simt deloc acea frică în mine. Uram să recunosc asta, chiar și atunci când adusem primul meu interviu online cu o revistă despre romanul meu, mințisem în legătură cu asta, spunând că propria mea operă mă putea speria de moarte dar într-un fel m-am simțit bine să recunosc în sfârșit adevărul în fața cuiva, chiar și doar a unui străin, pe care probabil că nu-l voi mai vedea niciodată. Mi-am ridicat privirea și l-am găsit uitându-se la mine cu o privire destul de intensă și, sincer, extrem de înfricoșătoare. Ochii lui verzi aproape că păreau să strălucească în lumină, iar zâmbetul lui dispăruse complet. Am făcut un pas înapoi la schimbarea bruscă a comportamentului său, dar la fel de repede și acesta s-a șters. Fiind înlocuit de zâmbetul pe care îl știam de când a păruse. Ei bine, sunt sigur că dacă vei căuta suficient de mult, vei regăsi acel sentiment. A spus el cu vocea plină de ceea ce părea a fi empatie autentică. Am dat în cap, uitându-mă la pădure. Sper, a necunoscut sincer, și apoi am auzit sunetul pompei care s-a oprit în sfârșit. Ah! A terminat! a spus Harold fericit, scoțând pompa din mașină și punând o înapoi în suportul ei. S-a uitat la afișaj. Asta înseamnă 23 de dolari și 17 cenți. Sub 24 de dolari pentru un trei sferturi de rezervor, nu mai auzisem de benzină atât de ieftină de când eram cel puțin prin adolescență. Dar în același timp, nu aveam de gând să privesc calul de dar în gură. Am băgat mâna în buzunarul de la spate, scoți în portofelul și în el un card de credit. Uh, se întâmplă că v acceptați și carduri?" Am întrebat pe jumătate temându-mă că îmi va spune nu. Dar el mi-a spus carduri în mână. Bineînțeles că da, domnule. S-a uitat la numele de pe cardul meu de vizită, domnul Damascus. Cititorul de cadru însă se află în interiorul clădirii principale. A făcut un gest spre ușa pe care ieșise. Vă deranjează dacă îl duc acolo să-l verific? Am clătinat din cap. Nu, sigur că nu. Chiar te rog, am spus. Iar el s-a întors și a traversat înapoi spre clădire. Mă întorc afară cu chitanța mai repede decât poți spune Bob, e unchiul tău, a strigat el am scos un râs la expresia pe care nu o mai auzisem de ani de zile. Când am observat ceva, nu mai văzut în spatele bărbatului de când a păruse, era cum era prima dată. poate din spate a salopetelui era același verde pătat ca și cea din față, cu o cârpă roșie de ulei care ieșea din buzunarul din spate. Dar ochii mei au fost atrași de un singur lucru, ceea ce părea a fi o ruptură mare în salopetă chiar sub pata mare cu logo-ul care îmi podobea spatele, aproape ca și cum ar fi fost tăiat. Puteam vedea o comașă abă la fel de pătată sub ea. Uh, Hei!" am strigat. S-a oprit și s-a întors spre mine, încă zâmbind. Mm, da?" a întrebat. Am arătat spre propriul meu spate. Uh, salopeta ta e, e, are o ruptură în spate?" Am vrut doar să spun, în caz că nu știi ei. Pentru o clipă, aceeași privire amuzată s-a pe fața lui, apoi a făcut un gest disprețuitor cu mâna. A, știu, încă nu am avut ocazia să o repar," a spus el, apoi ridicând un deget atras de ușă, făcând să ticăi un clopoțel atârnat de mânerul interior și a intrat în clădire. Am rămas din nou singur, doar cu zumzetul luminilor, făcându-mi aproape să-mi sune urechile în liniștea bruscă. Nevrând să par nepoliticos, așteptând înapoi în mașină, am mers în schimb în față și m-am sprijinit de capotă, privind în noapte. Ochii mei se pierdeau distant în întuneric, în timp ce așteptam ca Harold să se întoarcă. Atunci, în sfârșit, ochii mei s-au îndreptat spre semnul cel mare din fața mea. Era cel care anunța prețul benzinei la galon și, cum intrasem din sens opus, ca să nu mai vorbim de faptul că mă lăsasem prins prea mult cu discuțiile, nici măcar nu mă uitasem la el. Îți puteai da seama cu ușurință că era puțin deteriorat, deoarece lumina din interior care îți permitea să vezi prețurile noaptea se aprindea și se stingea, părând precar, de parcă s-ar fi putut arde în orice clipă. Puteai chiar să auzi pâlpâitul puternic în liniște. Totuși, nu asta mi-a atras atenția. Nu deloc. Ce mi-a atras atenția au fost prețurile afișate pe cel panou pâlpâitor. Nu se poate așa ceva, mi-a șoptit. Am scănat în, am în jos, dar am continuat să mă uit la cele două cifre de sus. 88 de cenți pe galon de benzină normală? Am simțit un mic val de confuzie căzând peste mine. Oricât de departe ar fi fost această stație în mijlocul pustietății, nu se putea ca ea să ceară atât de puțin pentru benzină, Ca să nu mai vorbim de faptul că arăta prețuri atât pentru benzina fără plumb, cât și pentru cea cu plumb, lucru care fusese interzis cel puțin de la mijlocul anilor 90. În timp ce mintea mea încerca să proceseze acest lucru, în cele din urmă am mai înțeles ceva. Întreaga pădure din jurul benzinăriei a rămas tăcută și nu vorbesc de o tăcere normală. Greierii, bufnița, foșnetul a ceea ce credeam că sunt căprioare sau el a Chiar și vântul părea să se oprească. Era o liniște aproape nepământeană, ca și cum întreaga pădure își ținea respirația. Era mai mult decât neliniștitor și sinistru, ca să nu spun mai mult, și mi-a provocat un fior pe șirea spinării. Singurul lucru pe care îl puteam auzi era zumzetul aproape nebănuit de puternic al luminilor de deasupra capului, care părea să buzie, ca cel al unei creaturi care mârâie. Mi-am dat seama că fiecare muș din corpul meu se încordase, deși nu puteam înțelege de ce. Sigur, liniștea este sinistră, dar nu-i nimic de care să te temi cu adevărat, m-am gândit. Oricât de mult îmi repetam acest gând, nu m-am putut abține să nu mă simt din ce în ce mai nervos. În liniște. Bine, în naiba cu asta, am spus în cele din urmă. Sunetul chiar al propriei mele voci, cu ecou sunând un pur și simplu ciudat. Împingându-mă de pe capotă și pornind spre ușa pe care Harold intrase. În timp ce mergeam, am uitat la ceasul de -a la încheietura mâinii, văzând că mai trecuse încă un sfert de oră de când plecase. Unde naiba e? Lăsând să iasă un oftat atât de frustare, cât și pentru a încerca să alung o parte din senzația ciudată care mi se forma în stomac, am ajuns în sfârșit la ușă și am întins mâna, apucând mânerul. Se simțea aproape șocant de rece în mâna mea și am răsucit-o repede, deschizând ușa și făcând clopotul să zornăie. Sunt prea tare în liniștea aceea. Am intrat și am lăsat-o să se închidă în urma mea, clopotelul dând un alt clinket, de data aceasta în surdină în interiorul clădirii. M-am uitat în jur. În afară de un aparat vechi de Coca-Cola, într-un colț al încăperii, nu existau alimente sau băuturi aici. În schimb, cele două sau trei coridoare care ocupau cea mai mare parte a spațiului erau pline de ceea ce părea a fi cutii de ulei de motor, de stil mai vechi și alte mărunțișuri auto asortate, toate împodobite cu logo-ul dinozaurului. Am tras aer în piept, apoi am tușit și puțin. Se simțea mai mult decât un pic de mucegai aici, ca și cum nu fusese aerisit de mult timp. Privind drept în față, am văzut eșgheaua la care Harold trebuia să fie de obicei postat. O casă de în stil mai vechi stătea deasupra, iar în spatele ei se afla o ușă deschisă pe care scria doar pentru angajați. Dincolo era un hol lung cu gresie, care se întindea o vreme înainte de a dispărea după un colț. M-am uitat fix la casa de marcat. Nu mai văzusem unul dintre aceste vechi locuri de muncă de când eram copil în anii 90, m-am gândit. Câteva emoții nostalgice, străpângându-mi celelalte emoții și trăgându-mă de corzile inimii. doar a fost alungată această senzație la fel de repede ca sentimentul de neliniște care se apropiase peste mine ca un de praf. Toată chestia asta, tot locul ăsta părea... Crășit. Nu puteam să spun de ce, dar îmi făcea ca brațele și picioarele să se simtă ca și cum insecte se mișcau sub pielea mea. După o clipă de ezitare am deschis gura. Uh, Hei, Harold! Am strigat vocea mea părând în surdină, la fel ca și clopoțelul. N am așteptat. Niciun răspuns. Hei, Harold, ești acolo în spate? Am strigat din nou. Tot nimic. Simțindu-mă din ce în ce mai nervos, deoarece luminile fluorescente de aici păreau să buzie și ele mult prea tare. Mi-am încovoiat gâtul să măi pe coridor. Abia la colț. Am văzut semnul albastru strălucitor care indica o toaletă. Am luat o decizie strigând din nou. Uite, dacă mă auzi, Harold, Vin în spate să folosesc toaleta, ok? Nu mă pot abține până când ajung în următorul oraș. Era o minciună. Nu mâncasem și nu băusem nimic în ultimele două ore care să mă facă să trebească să mă duc. Dar în caz că venea după colț, nu vroiam să am probleme. Oricât de ciudat m-aș fi simțit. Tot nu vreau să le înervez pe om. Respirând adânc, am sărit peste teșghia și am pășit pe coridor. Spre deosebire de camera principală, aceasta era luminată de trei sau patru becuri cu incandescență, atârnând din tavan. Acesta dădea de holului un aspect puțin mai întunecat decât în spatele meu, iar eu am ezitat o clipă înainte de a porni pe el, având grijă ca pașii mei să nu aibă prea multe cou. Holul părea că se prelungește la nesfârșit, dar în cele din urmă am ajuns la colț. Vrând să păstreza aparențele, am întors clanța de la baie și am deschis-o. După ce am uitat înăuntru pentru o fracțiune de secundă, am închis-o rapid, reprimând mi o tuse și un căscat. Arăta dezgustător, de parcă nu fusese curățată de ani de zile, dacă nu chiar de zeci de ani. Întorcându-mă, am observat o lumină mai puternică jos, la capătul următoarei porțiuni de hol. Am ezitat o clipă, apoi am început să o iau în jos. Tot ce-mi doream era să plec de aici. Am trecut pe lângă o altă ușă deschisă, aruncând o privire în ea. Am văzut cele două rampe de garaj și priveliștea de afară. Suflu de aer proaspăt și rece m-a ușurat oarecum și am continuat să merg mai departe. Când am ajuns în dreptul ușii, m-am uitat în jur, văzând că era un birou. Înăuntru se aflau două birouri mai mici, fiecare cu plăcuțele cu numele pe marginea lor. Am zărit numele lui Harold pe cel mai îndepărtat. Am văzut și cartea mea de credit așezată în mijlocul mesei. Albastru și ieșea în evidență printre lemnul închis și hârtiile albe. Lăsând să iasă un oftat ușurat, am trecut repede și l-am luat. m hotără hotărât să las în schimb o bagnotă de 21 de 10 dolari în numerar pe birou și să plec naibii de aici. Nu știam unde se dusese bărbatul și fiecare fibră a ființei mele îmi spunea să plec. În timp ce mă întindeam după portofel, ochii mei au surprins o placă pe perete din spatele meu. Aurul fals rălucind în lumina slabă. M-am uitat fix la ea. Fotografia era în mod clar al lui Harold, arătând aproape la fel cum îl văzusem, doar că mult mai curat. Sub ea era o declarație gravată în aurul fals. Angajatul unii, Harold Jankowski. Nu m-am putut abține să nu zâmbesc puțin, la cât de mult trebuie să fim muncii pentru asta. Mai puțin de o secundă mai târziu însă zâmbetul meu a dispărut de pe față când am citit inscripția de sub ea. August 1976 Am clătinat din cap sperând că vedeam doar lucruri în lumină slabă. Sperând că se va schimba în 2006 sau la naiba chiar în 1996. Dar nu, a rămas la fel. Ce naiba? Am răsuflat. Simțind un afior pe șirea spinării. Era aproape imposibil că, dacă ar fi părut să aibă 40 sau 50 de ani, la mijlocul anilor 70, să arate la fel și 46 de ani mai târziu. ar fi avut cel puțin 80 sau 90 de ani acum și cu siguranță nu ar mai fi lucrat aici. Ce naiba se întâmplă în șopte din nou, simțind niște fire de spaimă care se întind în întuneric și se înfingă în mine. M-am întors să iau la fugă din cameră și din benzinerie cu totul, dar am încremenit când am văzut pe Harold să te apăs un rotativ negru în stil vei cu spatele la mine în camera alăturată. Nu puteam să-mi dau seama ce camera era, deoarece era luminată doar de un singur bec foarte slab direct deasupra lui. Dar camera îmi dădea niște senzații cu adevărat înfiorătoare. Pentru prima dată după mulți ani am simțit primele semne de teamă. Înainte de a avea o șansă de a mă mișca sau de a spune ceva, el a vorbit. Ei bine, domnule Damascus," a spus el cu o voce aproape fără inflexiuni am început să vorbesc. Uh, uite, îmi pare rău că am dat aici, doar că am fost întrerupt când a continuat. Ei bine, domnule Damascus, cum vă simțiți? Umerii mei s-au prăbușit când am simțit un val de confuzie care m-a învăluit. Uh, Scuză-mă? Am reușit să scap. Cum vă simțiți? A repetat el. Apoi a continuat vocea lui până în sfârșit să capete o oarecare cadență. Te simți... speriat? Simți frică, a lăsat să iasă un chico scăzut, unul care poate părea diferit din cel vesel pe care l-au zisem afară. Nu știam cum să răspund. În cele din urmă a vorbit din nou. Este în regulă. Nu trebuie să-mi spui. Știu. O simt. Am mai lăsat să iasă un ochi cotit, iar eu am simțit mai mulți fiori pe șirea spinării. Și sincer, domnule Demascus, mă bucur pentru asta, a spus el ridicându-se în picioare, dar rămânând cu spatele la mine. Pentru că toți aveți un gust mult mai bun atunci când vă este frică. De data aceasta am reușit să spun, la naiba! Nu a fost cel mai loc pentru răspuns, dar se pare că lui Harold i s-a părut amuzant pentru că a scos un râs căzut și înfiorător. În cele din urmă s-a întors spre mine, iar eu am sărit înapoi, izbindu-mă de biroul său și făcând ca plăcuța cu numele lui să cadă pe jos. Bărbatul încă zâmbea, zâmbetul său având acum o lărgime foarte clară, având o răutate aproape de m-a făcut să fac pe mine. Dar nu, dar nu părea viu. Ochiul lui verzi, care înainte să luceau, păreau acum stricloși și nevăzători. Ca să fiu sincer, se mai mult cu un manechin de ventriloc, o marionetă, decât cu orice altceva. Aproape că părea să se apece pe mine și în cele din urmă a vorbit. Voi face totuși sport. Ai 20 de secunde să fugi. A spus el. Înghițit în sec, m-am uitat în jur și am văzut un levier pe biroul lui. L-am luat, gata să-l lovesc pe om în cap. Dacă ar fi făcut vreo mișcare spre mine... Atunci a căzut pur și simplu pe față. A căzut pe jumătate înainte în cameră și nu s-a mai mișcat. M-am uitat în jos la el și am oftat când mi-am dat seama ce vedeam. Bărbatul nu arăta decât ca o minge de plajă dezumflată, ca și cum toate organele și sângele din el ar fi fost aspirate. Am văzut din nou ruptura din spatele salopetei, de data aceasta mai pronunțată. În spatele ei, cămașa lui albă muldară fusese și ea ruptă și dezvăluia uh, o gaură în spatele lui propriu-zis. Îi puteam vedea clar albul coloanei vertebrale în lumina galbenă, în timp ce mă holban la el. Am auzit o voce, aceasta însă nu era a lui Harold. Părea să vină de pretutindeni și de nicăieri în același timp. Mult mai jos decât auzisem vreodată o voce umană și numai ea aproape cum a făcut să fac pe mine. Pentru că avea un ton adevărat malefic și sadic. 20, 19, 18, 17. Am privit în sus în camera întunecată din care Harold căzuse, și în sfârșit pentru prima dată după mulți ani am țipat, plutind chiar în întuneric, dincolo de marginea privirii luminii slabe, se aflau doi ochi enormi, vezi și strălucitori. Erau mai mari decât ar fi putut fi vreodată ochii unui om și aveau o formă foarte inumană, semănând cu niște semiluni. Aveau cea mai malefică și sadică bucurie pe care o văzusem vreodată în viața mea. A țipătul meu vocea s-a oprit din numeritoarea inversă și a râs al naibii de tare. Un râs mare și zgomotos care suna ca niște unghii pe o tablă. Apoi a început din nou numărătoarea inversă cu o emoție răuvăitoare care s auzea în ea. 16, 15, 14. Nu am mai așteptat, nu vreau să văd cui aparțineau acei ochi. M-am întors și am ieșit în sprint din birou, alergând pe coridor, pașii mei, și respirația panicată răsunând ca o împușcătură. Coridorul părea că se întinde la nesfârșit și nu înțelegeam de ce îmi lua atât de mult să ajung la colț. În cele din urmă totuși am ajuns la el și am înghețat. Mă aflat din nou la intrarea în birou. Ce naiba? În spatele meu am auzit vocea ajungând la 10, eu am început să spintez din nou pe hol. Părea că mi-a -mi și mai mult timp să ajung la colț și de data asta am întins mâna să apuc marginea colțului cu mâna mea, doar ca să mă prinde de marginea de lemn a ușii biroului. Ochii mi s-au mărit și am simțit cum încep să-mi curgă lacrimi din ochi în timp ce alergam din nou, Vocea continuat să se audă în timp ce alergam pe coridorul din ce în ce mai mare. 7, 6, 5. Am scos un plâns încrumat în timp ce mă agățat de colțul de gresie, împingându-mă pe marginea coridorului pentru a mă agăța de el. În schimb, m-am izbit de perete lângă ușa biroului. Am căzut o grămadă încercând să mă ridic cu forță când muzica se termină. 3, 2, 1. Gata sau nu, domnule Demascus? aici eu vino. Când a terminat de rostit ultimul cuvânt, vocea a și mai jos, de parcă aș fi auzit vocea diavolului însuși vorbindu-mi. Mi-am dat seama că dacă mă uitam acum în spatele meu, îl vedeam, stând în mijlocul biroului deasupra marionetei sale umane. Am refuzat să mă uit înapoi, știam că asta vroia. Lacrimile încurgeau liber pe obraj, amestecându-se cu sângele din cap, unde mă izbisem de perete. Toate morțile din filmele de groază și cărți mi-au trecut prin minte. Știam că toate nu erau nici pe departe la fel de oribile ca ceea ce acel lucru plănuise pentru mine. Atunci mi-a trecut prin minte un gând, doar o mică licărire de speranță, ceva ce văzusem în timp ce mergeam pe hol spre birou. Am simțit adrenalina curgând spre mine, curgând prin mine. S-ar putea să mor încercând să fac asta, dar trebuie să încerc, m-am gândit. Am auzit pe din spatele meu zdrângănit și am simțit o respirație fierbinte și urât mirositoare, căzând în -mi pe ceafă. Pentru o microsecundă, m-am simțit paralizat de frică, apoi am scos un strigăt sugrumat, explodând în mișcare. Am auzit un urât de frustrare în spatele meu, urmat de un râs. Știa că, odată ce voi ajunge la capătul coridorului, își va folosi orice putere pe care o avea pentru a mă aduce înapoi la el. Avea o putere asupra acestui coridor, dar nu-și dădea seama că lăsase un punct slab deschis. Gândul îmi răsuna în minte, am fugit fără să mă pot abține, să nu țip de data asta, în timp ce alergam pe coridor. Mi s-a părut chiar mai lung decât înainte, dar când am ajuns la jumătatea lui, am văzut ceea ce speram să spionez. Ușa de la garaj era deschisă, aproape ascunsă, din vedere, în spatele unui raft cu ulei. Am scos un alt strigăt, acesta de determinare. În spatele meu am auzit creatura oprindu-se din râs. Acum am scos un strigăt de furie realizând ce intenționam să fac am simțit cum începe să urce în trombă pe coridor după mine ca să mă înhațe. Atunci am simțit că ceva scuțit m-a pe spate și apoi am sărit spre ușă și am trecut prin ea. Am aterizat într-o boltoacă de un lady piciot sub Cadillac, ceea ce am văzut acum că ruginise de zeci de ani de degradare. Fără să pierd nicio secundă am sărit în picioare și am fugit spre ușile deschise ale garajului. În spatele meu am auzit un vuiet mai puternic, dar nu m-am uitat înapoi. Am izbunit în interiorul ușilor, o noapte, acum încărcată din nou cu sunetele pădurii. M-am repezit spre mașina mea, aproape zburând peste capotă, și am smuls ușa șoferului, prăbușindu-mă pe scaun. Am apăsat butonul de pornire, pentru o clipă îngrozit că, precum un clișeu tipic de groază, nu va porni. Dar spre surprinderea și recunoștința mea a pornit, cu scumotul puternic al motorului V6. În timp ce apucam butonul pentru a porni mașina, am riscat să arunc o privire în sus și nu m-am putut abține să nu stric din nou. Întreaga benzinărie se întunecase, interiorul, luminile de deasupra, totul. Puteam să văd conturul clădirii, dar asta era tot. Și ochii, ochii care se uitau la mine dinăuntru cu furie și ura absolută. Tot țipând și uitându-mă la ei, am apăsat piciorul pe accelerație. Pneurile au țipat, iar mașina a pornit înainte ca o rachetă, smulgându-se de sub marchiză și ieșind pe șosea. Am refuzat să mă uit în oglinda retrovizoare. Știam că voi vedea pentru ultima oară acei ochi în ei și nu vreau să o fac. Mi-am ținut doar ochii pe drumul din fața mea. Cât de departe ajungeau farurile, cu degetele albe în timp ce strângeam volanul și mă îndreptam în vuiet din iadul din spatele meu. Aproape că nu mi-am lăsat piciorul de pe pedala de accelerație, luând virajele mult prea repede, nu până când luminile calde ale următorului oraș au intrat în sfârșit în vizor. Unul la cărui nume nu mi le amintesc. Am simțit că încep să plâng, de data aceasta lacrimi de fericire și ușurare. Am condus direct până la secția de poliție, știam că nu puteam să le spun niciodată ce mi se întâmplase de fapt. Ar fi crezut că sunt complet nebun sau cam la ceva. Ar puteam să le spun că am fost atacat de un nebun, într-o beche de benzinărie. Și exact asta am făcut. Am dat buzna în un să vorbesc cu cineva. Oficierii de la m mă liniști și mi-au luat declarație luând totul foarte în serios când le-am arătat spatele, care, după cum s-a dovedit, avea trei tăieturi adânci în el. Când le-am spus unde se întâmplase, pe fețele amândoror au apărut priviri confuze. În timp ce un paramedic a venit în grabă de afară pentru a verifica rănile, unul dintre ofițeri a intrat în spate, întorcându-se cu sergentul de serviciu, un domn mai în vârstă, de vreo 60 de ani. Te rog, îmi spui din nou ce s-a întâmplat cu tine?" M-a întrebat el cu blândețe. Am făcut-o, iar când am terminat, a clătinat din cap. Piule nu avea cum să se întâmple la stația Sinclair, cu 10 sau 12 km în urmă, a spus el cu blândețe. M-am bălbăit. De ce nu? Am cerut, luptându-mă pentru cuvintele mele. Pentru că, a început el, a fost închis în 1979, după ce un incendiu uriaș a distrus-o, omorând i pe toți cei dinăuntru. A trecut aproape o jumătate de ani de la acel incident. Nu am mai ajuns la semnarea cărții, ceea ce mi-a adus un telefon furios de la Erin. Furia i-a dispărut când i-am spus că am fost atacat. I-am spus că a fost din partea cuiva care a tras pe dreapta, încercând să-l ajut pe marginea drumului. Nu am vrut să repet aceeași conversație pe care o avusesem cu poliția. Au spus doar că vor încerca să găsească pe cel care m-a atacat. Dar știu că nu o vor face niciodată, nu după ce mi-au arătat un articol din ziar îngălbenit de vechime, în care se vedea carcasa arsă a benzineriei în care fusesem, împreună cu o fotografie foarte familiară a unui bărbat zâmbitor lângă ea. Încă scriu cărți de groază, Grozăvia pe care am văzut-o în acea noapte nu m-a împiedicat să scriu. Cele de la romanal meu urmează să apară anul acesta. Dar acum, ori de câte ori -așez la calculator și încep să scriu o scenă cu adevărat înfricoșătoare, simt cum frisone de frică din propria mea creație în zvâgne speșirea spinării, pentru că știu că adevăratele orori se află în această lume. Și sper să nu le mai întâlnesc niciodată. Postez această poveste aici, nu doar pentru a spune în sfârșit adevărul despre ceea ce am trăit, ci și ca un avertisment pentru oricine va asculta. Dacă vă aflați vreodată în nord-vestul Pacificului, pe un drum singuratic, cu două benzi în mijlocul pustietății și se întâmplă să dați peste o benzinărie cu aspect vechi, luminată cu un logo, cu un brontozaur verde decolorat, care se învârte în noapte, țineți piciorul apăsat și mergeți mai departe, pentru că s-ar putea să nu fiți la fel de norocos ca mine.